Ați descoperit un jucător pe care nimeni nu-l credea capabil să devină măcar un fotbalist bun, dar care a devenit până la urmă un star? Au fost foarte, foarte mulți acești jucători care, în primul rând, cei de la jucătorii la Hunedoara, care au ajuns pe unul să joace 90-100 de jocuri în echipa națională. Sunt nume care aparțin doar zonei României. În Italia, la fel, foarte mulți jucători au ajuns la Brescia, în echipa națională. Dar unul dintre ei a fost, cred, Mkhitaryan, pentru că venea dintr-o țară, Armenia, care nu mai dăduse jucători de nivel internațional foarte, foarte ridicat. Ori el a făcut un salt extraordinar datorită, în primul rând, lui, familiei lui. Un băiat extrem de inteligent și el vorbește 5 limbi, 6 limbi străine. S-a adaptat foarte ușor în toate mediile în care a lucrat și a crescut din punct de vedere profesional de la an la an. Acum a devenit unul dintre, din punctul meu de vedere, dintre cei mai buni jucători pe care eu i-am antrenat.